cazul în care mai aveți și întrebări pentru vorbitorii din acest panel, să știți că mai avem și acum posibilitatea să le adresăm. Eu mă uit către voi, în cazul în care se va ridică o mână, voi veni numai decât de acolo fix în spate. Vezi, pentru a mea poftă de sport, ca să pot să urmi și până la tine. Salut, cred că întrebarea pentru toți. Ultima parte a fost despre creșterea conturilor de LinkedIn, cele personale. Dar întrebarea vine mai mult, cum putem să creștem mai bine conturile de LinkedIn, cele de business? Business page, ok. Am vorbit de butonul de invite, am vorbit de event-uri, care sunt mai mult pentru conturile personale, dar cum putem să creștem o pagină de LinkedIn fără bani, spre exemplu, doar organic? Din păcate, LinkedIn chiar a zis la un moment dat că acordă mai multă încredere conturilor, nu mai multă încredere, mai mult boost conturilor personale decât paginilor. Adică e mai simplu să crești un cont decât o pagină, că te scoate mai mult în față, în feed, pe baza algoritmului. Acum, ca să crești pagina, pe lângă invite, eu recomand să ai un pool de oameni care să interacționeze cu conținutul tău. Și dacă inițial nu l-ai, o chestie pe care putea să încerci e să vorbești cu colegii de birou. Să zici, bă, punem și noi azi o postare pe LinkedIn, dați și voi un like. Măcar așa s-o ajuta să ajungă mai sus în feed. Și ușor, ușor reușești să ajungi la mai mulți oameni cu postările tale, dar trebuie să fii atent și la genul de conținut pe care îl pui acolo, pentru că trebuie să te întrebi dacă oamenii ar da like la așa ceva sau dacă ar interacționa cu așa ceva. Pentru că dacă pui un comunicat de presă sau zici astăzi am lansat nu știu ce, care nu e o chestie atât de interesantă, sau vino să cumperi de la noi produsul ăla, nu-ți vine să dai like la chestia asta. Eu merg pe joc mereu cartea asta a utilității. Încearcă să fii util prin conținutul pe care îl faci și sigur vor veni oameni care să interacționeze cu conținutul tău. Și da, clar, până la urmă pe LinkedIn e și ca să vin sau să obții beneficii ca lead-uri, zic. Dar încearcă ca 20% din conținut să fie de genul ăsta selling și restul să fie un conținut educativ sau interesant într-o formă sau alta. Vă mulțumesc frumos pentru întrebări. Vreodată mulțumesc frumos, Cristi, și vă mulțumesc.